perioadă extrem de lungă, departe de casă, departe de familie și aveam nevoie de o pauză. Indiferent de ce ofertă ar fi fost, aș fi refuzat-o. Pentru că au fost la fel de bine cum au fost și din țară și din golf și le-am refuzat. Am spus că până în vară, când va începe noul sezon, nu voi semna cu nimeni. Până la urmă a venit și această criză cu pandemia, această problemă și pentru mine a fost ca o mănușă, parcă tot acest aspect negativ l-am transformat într-unul pozitiv. M-am bucurat de familie, de soție, de fetele mele și am fost mai mult timp împreună.